Profesorul Gheorghe Ghiocel vrea să demisioneze din funcția de director adjunct pentru a ajuta liceul Conta să facă economii la bugetul pentru salarii. Finanțarea pe relev începe să facă victime și în zona Târgu Neamț, unde câteva școli se află în situația de a trimite pensionarii de la catedră acasă și de a lua diverse măsuri pentru a se încadra în bugetul anual de salarii dictat de numărul copiilor înscriși. Primul motiv este cel de natură financiară. În momentul de față bugetul alocat elevilor noștri nu acoperă cheltuielile salariale, dar și cele de personal uh, auxiliar și nedidactic, fapt pentru care am considerat că prin uh, acest gest uh, vor scade voi acoperi o mică parte sau voi reuși mai bine zis să echilibrez, să contribui la echilibrarea bugetului școlii. Deși nu este singura măsură și nu, nu știu cât uh, care va fi impactul pe termen lung. Dar, pe moment, acesta este principalul motiv. Este și cazul liceului Vasile Conta, unde calculele făcute au arătat că banii nu sunt suficienți, în condițiile în care trebuie acordate majorările salariale promise de guvernanți cadrelor didactice. În acest context, profesorul Gheorghe Ghiocel Nuțu, director adjunct, a hotărât să-și depună demisia pentru a ajuta liceul să facă economii. El fusese numit în funcție la începutul anului școlar 2014-2015, când s-a considerat necesară înființarea celui de-al doilea post de director adjunct, în vedere că liceul, cu tot cu grădinița din subordine, are în jur de 1400 de copii. Învățământul are un prevede un normativ conform care clasele trebuie să aibă încadrarea asigurată. Nu se dorește a se ajunge la scăderea salariilor cadrelor de acție, pentru că în acel caz riscăm anumite, să zicem noi, conflicte cu sindicatul și nu ne dorim acest lucru. Dar veți continua să predați în cadrul liceului, nu? Bineînțeles, am, deja am revenit la unele clase. Decizia mea, demisia mea a fost prezentată doar doamnei director, însă va trebui să treacă prin Consiliul de Administrație al Școlii, apoi prin Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar, pentru că în fond Inspectoratul Școlar este cel care m-a numit în funcție de director. Demisia acestuia urmează să fie supusă aprobării Consiliului de Administrație, odată cu alte măsuri necesare pentru acoperirea deficitului bugetar.